În această lecție vom calcula integrala unei funcții raționale. În cazul în care gradul numitorului este mai mare decât gradul numărătorului, iar numitorul este un polinom ce nu se mai descompune în factor ireductibil de gradul întâi. Este un polinom de gradul al doilea, în care ecuația atașată are delta negativ. De asemenea, vom considera x aparține lui R. Deci calculăm integrala funcției definite pe toată axa numerelor reale. Spuneam că x pătrat minus 2x plus 2 nu se mai poate descompune. Într-adevăr, x pătrat minus 2x plus 2, studiind ecuația atașată, ajungem la concluzia că delta, care este egal cu b pătrat minus 4ac, este egal cu 4 minus 8 egal cu minus 4 mai mic decât 0 și, cum spuneam, aceasta indică faptul că trinomul de gradul al doilea nu se mai poate descompune, el nu are rădăcini reale, dar se poate scrie ca o sumă de pătrate. Deci x pătrat minus 2x plus 2 încercăm printr-un artificiu de calcul foarte simplu să ajungem la o sumă de pătrate. Și anume x pătrat minus 2x plus 2, adică plus 1 plus 1. Am apelat la acest artificiu de calcul foarte simplu pentru a pune în evidență din primii 3 termeni tocmai binomul diferență la pătrat x minus 1 la pătrat plus 1. În felul acesta, integrala noastră este iată egal cu integrală din 1 supra x minus 1 totul la pătrat plus 1 dx. Și este egal mai departe, se poate sesiza ușor, integrala elementară arc tangentă de x minus 1 plus o constantă. Înainte de a încheia această lecție, acest exercițiu, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că există și metoda sigură, desigur, prin care x pătrat minus 2x plus 2 se poate scrie, în cazul delta mai mic decât 0, ca o sumă de pătrate, apelând la chestiuni cunoscute din clasa a 9-a. Iată, dacă vrem să scriem x pătrat, cum spuneam, ca o sumă de pătrate, x pătrat minus 2x plus 2, se poate scrie, apelând la cunoștințe de clasa 9, pe care le aducem acum în vizor, iată, este vorba de forma canonică binecunoscută din clasa 9, care oferă, cum spuneam, o metodă sigură de a scrie orice trinom de gradul al doilea în care delta este negativ, ca o sumă de pătrate. Ax pătrat plus bx plus c este egal cu a, în cazul nostru este 1, iată, 1, ori, urmează, să zicem, paranteză dreaptă, x plus b supra 2a, în cazul nostru minus 2, supra 2a, adică 2 ori 1, deci 2, totul la pătrat, plus minus delta, deci minus delta este minus 4, deci minus 4, supra 4a pătrat, 4 ori a pătrat este 1, deci 1 la pătrat. Este egal în continuare, nu mai scriem 1 mulțit cu paranteza, scriem direct x plus minus 2 supra 2 este minus 1, totul la pătrat, plus minus minus 4, adică 4 supra 4. Adică avem x minus 1, totul la pătrat, plus 1. Cum spuneam, pentru cei care consideră că nu au suficiente veleități, antrenamente în a scrie sub formă de sumă de pătrate în urma unor artificii de calcul, poate să apeleze, bineînțeles, memorând, desigur, forma canonică,
poate să apeleze la această formulă pentru a scrie trinomul de gradul 2 ca o sumă de pătrate.